Pelerinii din mai multe părți ale țării au venit duminică la mănăstirea Hadâmbu pentru a se ruga în cadrul tainei Sfântului Maslu. Slujba a fost săvârșită în paraclisul catedralei acoperământul Maicii Domnului de către preasfințitul Calinic Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. Preasfinția sa a citit apoi câteva rugăciuni de dezlegare și pentru sănătatea credincioșilor. Iar de sunt cumva gol prin care unul să te preamărești, Dumnezeu fiind. Pe slujitorul tău, arhimandritul Nectarie, care se căiesc de greșelile făcute, primește-i cu suinimânta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate păcatele lor. Predica de la finalul slujbei a fost ținută de către părintele Pavel Postolachi, protopop al protopopiatului Pașcani, care a făcut referire la importanța rugăciunilor pe care slujitorii și pelerinii le-au înălțat la Hadâmbu. De aceea am venit și noi astăzi în această grădină a Maicii Domnului ca să-i aducem florile prea frumoase ale credinței și evlaviei noastre, ale rugăciunilor noastre, ale dorințelor noastre. Și sigur, în această grădină a Maicii Domnului, nu poți să nu găsești și grădina lui Iisus, grădina Ghețimanii, grădina rugăciunii. Venim aici, dragii mei, ca să ne întâlnim, cum spuneam, cu Iisus și să ne tămăduiască și pe noi, căci acesta este rostul acestei sfinte taine a Sfântului Maslu. Să ne tămăduiască de toată boala grea, sufletească și trupească. De aceea toate rugăciunile, toate dezlegările au fost ca invocări în dialogul cu Dumnezeu ca să ne ierte întâi Dumnezeu păcatele noastre. Să ne vindece sufletul, care aceasta este iertarea păcatelor adevărate. Să-ți vindece sufletul tău și să plecăm, dragii mei, cu speranța că lumina învierii va poposi din nou în sufletele, în inimile noastre, în casele noastre, în familiile noastre și în țara noastră românească. Să plecăm de aici, dragii mei, nu triși ca fățarnicii. Eu am spus-o și o spun de multe ori în cuvântul meu, în fața altarului unde slujesc. Cine intră într-o biserică întunecat, trebuie să iese luminat. Cine intră într-o biserică îngreunat de necazuri, de păcate, trebuie să iese ușurat. Cine intră rău, trebuie să iese bun, dragii mei. Cine intră deznădăjduit să iese, să plece cu nădejdea în Dumnezeu. Arhimandritul Nectarie Herman, starețul mănăstirii Hărăști Aloveni din Basarabia, l-a felicitat pe arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, cu prilejul împlinirii a 28 de ani de la hirotonia întru preot. Îi mulțumesc preasfințitului pentru rugăciune și pentru această mare taină care astăzi a fost oficiat aici, în această sfântă mănăstire. De fiecare dată vin cu plecăciuni în fața Maicii Domnului, vin după sfat la Preacuviosul Părinte Stareț și mă împărtășesc cu frățiile voastre că de fiecare dată primim vindecare și ajutor de la Maica Domnului. Nu o să fiu foarte pe lung aici, să vă menționez doar că am venit astăzi după vindecare și după cuvântul care îl primim de folos de la Părintele Stareț. Vreau să vă menționez că astăzi avem triplă sărbătoare. Duminica Sfântului Grigore Palama, avem săvârșit taina Sfântului Maslu și sărbătorim și pe Preacuviosul Părinte, care astăzi, cu 28 de ani în urmă, a fost hirotonit în dreapta de preot, care și-a luat crucea să-i urmeze la Hristos. Domnul tot ce doriți, zile semine.
La rândul său, părintele Nicodim Gheorghiță și-a exprimat prețuirea și gândul de recunoștință față de preasfințitul părinte Calinic Botoșăneanul, față de preoții slujitori și față de pelerinii Maicii Domnului de la mănăstirea Hadâmbu. Vă mulțumesc că existați în viața mea personală și a Sfintei Mănăstiri. Într-adevăr, este mulțumesc prea curate Maicii lui Dumnezeu că m-a răbdat acest pământ sacru sfânt 28 de ani. De când, din mila și ajutorul Dumnezeu, s-a redeschis această sihăstrie, care a devenit o frumoasă sihăstrie, din binecuvântarea lui Dumnezeu și din toate binecuvântările și ascultarea făcută de față de preasfințitul părinte Calinic Botoșăneanu, fiindcă în alta binecuvântare, aș putea spune, am primit-o încă de tânăr frate de mănăstire și intrând în viața monahală la Sfânta Mănăstire Putna, preasfințitul m-a blagoslovit și pașii mei au fost spre mănăstire. Și nu era decât doar o ruină. Și tot ce e mai sfânt și mai scump pentru mine, să știți că sunteți dumneavoastră, că sunteți podoaba bisericii și m-ați încurajat de fiecare dată. Dar nu știu ce aș fi făcut fără binecuvântarea și ajutorul preasfințitului. Fiindcă în timpuri foarte grele, aș putea spune, dacă îmi dați voie, și foarte grele, preasfințitul mi-a fost alături și am pornit cu binecuvântarea preasfințitului și iată ce a ajuns Hadâmbu, că a lucrat Maicuța Domnului atât de frumos prin dumneavoastră, care v-ați trimis, care sunteți podoaba bisericii și sunteți mai tot timpul prezenți și poposiți deseori în această frumoasă mănăstire. Și pe această cale îi mulțumesc Maicii Domnului, care de mic copil am prețuit-o și o iubesc. Și nu știu cum a trecut 28 de ani în viața mea, de când am fost hirotint în preot, dar și de când sunt la Hadâmbu. 28 de ani de stăreție, de preoție. Și mă rog, milostivul Dumnezeu, dacă nu-i cer prea mult, să-mi ajungă ani, să-i pot mulțumi. Acum, dacă îmi dați voie să vă spun, mă simt împlinit. Hadâmbu arată cum arată. Și sunt bucuros că singurul păcat care mi-a făcut înaintea lui Dumnezeu este că a lucrat cu credință și cu suflet și ce-am avut mai sfânt și mai scump. Deci suntem o mică obște și nu ușor ne este nouă. Amintim că în Duminica Floriilor, pe 1 aprilie 2018, preasfințitul părinte Calinic Botoșăneanul va oficia din nou taina Sfântului Maslu la mănăstirea Hadâmbu.